Sunt Carmen Siminic, vă spun bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Alba cu bune și rele. După cum puteți observa, am părăsit studioul Alba TV și am venit astăzi undeva la câțiva kilometri de Alba Iulia, mai precis la Sântimbru. Suntem într-o curte a pensiunii Rustic, pensiune care de fapt este și sediul Asociației Producătorilor de Produse Ecologice și tradiționale, Alba Transilvania. După cum ați observat, alături de mine se află câțiva domni. Pentru început, o să-i spun bună ziua domnului Călin Matieș. Noastră sunteți președintele asociației, da? Da, să rămână. Sunt Călin Matieș, președintele Asociației Producătorilor de Produse Tradiționale și Ecologice, Alba Transilvania. Și ne bucurăm că sunteți aici și am vrea să prezentăm noastră și telespectatorul noastră produsele tradiționale și ecologice care se găsesc în județul Alba. La fel le pot găsi la magazinul Băcănie de lângă piața Cetate. Sunt produse fără chimicale, fără ameliorători, după rețete străvechi, făcute în gospodării mici, deci nu industriale. Pentru început, ce aș putea să vă prezint din produsele de pâine ale asociației făcute la Brutăria. Aș pentru început să-mi permiteți doar să le spun bună ziua și invitațiilor dumneavoastră. Bine v-am găsit aici într-o mică băcănie, de fapt este și numele pe care îl poartă magazinul, unde dumneavoastră vă duceți în fiecare zi produsele. Vreau să vă prezint doamnelor și domnilor, alături de mine se află domnul Cristian Ioan, de la Compil Moțu din Vadul Moților. Da. Bine v-am găsit aici, după cum spuneam. După care îl avem alături și pe domnul Opincariu Lucian, de la Puiul Târgului din Sebeș. Și nu în ultimul rând, alături de noi se află și domnul Radu Moldovan, de la Ferma Moldovan din Bucerdea Grânoasă. Mă întorc din nou către domnul Călin Matieș pentru a spune câteva lucruri despre aceste produse frumoase, gustoase, pe care le-ați așezat astăzi pe masă. V-aș ruga mult! Ca și producător am adus aici produse atestate ca produse tradiționale, pâine împletită, pâine bătută de coajă, pâine în tavă, pâine lungă, batoane, pâine de mălai. Sunt o parte din produsele care le producem noi, produse atestate din 2005, făcută din făină fără amelioratori. La fel, noi în brutărie nu folosim niciun ameliorator, nici alte substanțe chimicale. O pâine care se face diferența între celelalte produse de panificație prin greutatea ei, pentru că este mai grea și nu este așa voluminoasă. Dacă telespectatorii noastre își aduc de aminte, pâinea de casă nu era foarte spectaculoasă, nu era foarte mare, era o pâine normală, o pâine sățioasă. La fel facem și noi o pâine sățioasă. Pot arăta cum se prezintă o pâine la noi, care își revine, o pâine coaptă. O pâine cu coajă bătută, după cum îmi amintesc eu, cum spuneau bunicii mei. Putem să vă arătăm și la o franzelă, cum își revine. Cam așa ar trebui să testăm de fiecare dată o pâine în momentul în care o cumpărăm? Da, o pâine coaptă, o pâine făcută. Noi o facem în sistem indirect. Deci lăsăm cum lăsau bătrânii de la o săptămână la alta, lăsau aluat ca să nu folosească drojdie și să aibă acritura pentru următoarea tranșă de pâine. La fel lucrăm și noi. Lăsăm de pe o zi pe alta cazanul cu aluat, acela se învechește, parte nu plin cazanul, se învechește. Microorganismele de acolo ajută la următorul lot de pâine. Deci folosim foarte, foarte puțină drojdie, am putea să nu folosim deloc. Lucrăm exact cum lucrau după rețete vechi. Cuptoarele noastre sunt cuptoare făcute din argilă și cărămidă de țigan. Avem brutari, sunt brutari de 12 ani, aceiași brutari, deci lucrăm cu profesioniști. Ce vă mai pot spune? Cam câte feluri ați pus aici pe masă sau câte produse de panificație pot găsi albaiulienii în acest magazin la Băcănie? În acest magazin pot găsi aproape toate produsele, plus pe deasupra mai găsesc produsele colegilor noștri din asociație, din Petrești.
două brutării din Petrești, care le pot găsi alu domnul Pavelescu și am un lapsus acum, care le pot găsi, deci pot găsi o pâine tradițională, dar făcute sub diferite moduri și la fel coaptă, au gust diferit. Deci aceste produse, chiar dacă sunt făcute din același aluat, având durata de coacere alta, fiind alt gramaj, au alt gust fiecare. Deci sunt diferite ca și gust. La fel și cele de la Petrești sunt diferite ca și gust față de a noastră, chiar dacă lucrează în același sistem indirect, în același sistem tradițional. Uite, dumneavoastră ați trecut direct la subiect și mi-ați prezentat produsele care le-ați pus astăzi pe masă, însă vreau să vă reamintesc și dumneavoastră faptul că noi am venit astăzi la Sântimbru, mai precis la acest mini-magazin Băcănie, pentru a vorbi despre o asociație a producătorilor de produse tradiționale și ecologice, asociație care s-a înființat anul trecut și care își dorește, de fapt, promovarea tuturor micilor producători care își doresc să mențină o viață sănătoasă printr-o hrană sănătoasă. Presupun că dumneavoastră mi-ați vorbit despre aceste rețete atestate, mi-ați și testat această pâine care trebuie să își reia forma, chiar dacă dumneavoastră ați strâns-o în mână, cam acesta a fost scopul înființării asociației? Da, deci scopul înființării asociației a fost promovarea micilor producători, pentru că fiind foarte mici, parte dintre ei nu se regăseau în magazine, nu aveau un cuvânt de spus. Și atunci am reușit, cu ajutorul Consiliului Județean, dânsul a fost promotorul, am reușit să ne adunăm micii producători, producători atestați de produse tradiționale și ecologice, am reușit să ne adunăm într-o asociație. Și cu ocazia asta ne putem proteja mult mai bine și inclusiv putem discuta la un nivel mult mai mare. Deci acum suntem în discuții cu Metro, suntem în discuții cu marile lanțuri de magazine din România. Da, pentru că toți micii producători se plâng că n-au o piață de desfacere sau că marile lanțuri de magazine nu iau în seamă. În momentul în care ești într-o asociație și asociația poate să discute la un nivel mai mare, atunci cu siguranță ești luat în seamă. Ceea ce la noi s-a întâmplat, au venit ei în întâmpinarea noastră, n-am mers noi la ei cu cerșitul, au venit ei că sunt interesați de o colaborare cu noi, sunt interesați să pună în magazinele lor produse tradiționale, produse cu gust. Câți membri sunt acum în această asociație? În această asociație sunt 26 de membri. Din județul Alba, presupunem. Din județul Alba, numai din județul Alba, dar va trebui să schimbăm statutul pentru că avem solicitări și din alte județe, vor să se asocieze cu noi și în statutul nostru sunt doar producătorii din județul Alba, dar sunt interesați și din Brașov și din Maramureș să se afileze asociației noastre, că facem ceva împreună, noi suntem chiar o echipă foarte unită în asociație și de-aia am deschis și magazinul la Băcănie, ca să putem să prezentăm produsele, să le prezentăm într-un tot unitar, produsele la Băcănie, unde omul să poată să găsească produse sănătoase, să poată să găsească, chiar dacă aș face apel telespectatorilor noastre, ar trebui să gândească și pe plan economic, pentru că sunt produse făcute în județul Alba, produse care dau de lucru oamenilor din județul Alba, oameni care poate fi o soră, poate fi o mătușă, poate fi care lucră aici. Deci nu sunt produse importate, nu sunt nici măcar materia primă. Deci caietul de sarcini ne obligă să luăm materia primă din România, din județul Alba, din zona noastră. Deci sunt indirect, mai sunt încă câțiva producători care trăiesc pe lângă produsele noastre finite. Deci partea economică, dar în momentul în care dânsi și consumă produse din cadrul asociației noastre, aduc un aport economic județului. La fel, la doua, sunt produse care au aroma copilăriei noastre. Am văzut pe tricoul colegului meu, brandul dânsului, sunt gustul copilăriei noastre, gustul care, gândiți-vă că mor părinții noștri, nu mai are cine să taie un porc, nu mai are cine să ne facă un cârnaț ca la mama acasă. Da, exact. Că cu siguranță noi nu mai avem timp, timpul nostru este tot mai scurt și atunci cu siguranță nu mai creștem porci, nu mai. Deci dacă
un coleg, cum e colegul meu de la Vadul Moților, n-ar face niște produse tradiționale exact ca și astea, am pierde gustul, am pierde aromele, am pierde tot, rețete, tot. La fel colegul cu turta, la fel cei de la ferma Moldova și mulți din colegii noștri. Respectă tradiția. Plus pe deasupra, gândiți-vă, pentru un leu, poate de multe ori, deci vreau să vă spun despre pâine. Pâinea pe piață o găsim la același preț, chiar dacă este tradițională, chiar dacă este framelerator, chiar dacă e mult mai greu să o producem, pentru că chimicalul controlează tot în procesul tehnologic a unei pâini. Îți crește toată egală, nici nu trebuie multă școală. Îți crește toată egală, toată e aspectoasă, toată e frumoasă. Chimicalul. Costurile de producție care sunt, presupun, diferite? Costurile de producție sunt mai mici în momentul în care folosește ameloratori, pentru că durata de producție, durata de execuție a unei pâini este mult mai scurtă. Nu mai trebuie să stea atâta la dospit, nu mai trebuie să lucri de două ori, de trei ori, să o iei în mână, să... Asta. Merge ca pe bandă rulantă. Și atunci, cu siguranță, ăsta, dar ne dând nevoie piața să scumpim, să punem un preț mai mare, pentru că la noi ce fac ei 100 de pâini, noi facem numai 50, facem mult mai puține, pentru că respectăm niște condiții. În schimb, această pâine este mult mai sățioasă și mult mai sănătoasă. Exact, dar vreau să vă spun, chiar dacă de multe ori, poate la unele dintre produse e cu un leu mai scumpă, să se gândească consumatorii că leul ăla nu face diferența la sănătatea dânsului, la aroma care o are produsul, chiar nu face diferența. Și de multe ori ar trebui să se gândească înainte să... Și pentru sunt oameni care chiar țin la sănătatea lor, sunt oameni care vor să mănânce un produs curat, un produs ecologic, cred că leul ăla nu face diferența. Este de fapt o investiție în sănătate. V-aș mulțumi pentru început discuțiile. Am readus în aminte această asociație, faptul că ați înființat și magazinul la Băcănie, și aș vrea să trec și la dumneavoastră, domnul Crișan Ioan, de la Vadul Moților. O zonă extraordinară, probabil care v-a inspirat în tot ceea ce produceți acum. V-aș ruga și pe dumneavoastră să-mi spuneți de ce v-ați orientat spre acest domeniu al producerii de mezeluri, după cum observ. Eu de meserie sunt măcelar. Tata meu la fel a fost măcelar și noi am început să lucrăm produsele pe care le știam din tată în fiu, cum să zicem. Și am început să facem cârnați, produse foarte puține ca sortimente, dar le-am făcut exact cum se făceau acum, să zicem, 100 de ani. Cârnațul, de exemplu, că e cel mai căutat sortiment care se vinde cel mai bine la noi, îl producem după o rețetă care a fost atestată de Ministerul Agriculturii în 2010. Atestat ca și produs tradițional și ecologic. Ecologic, da. Folosim o carne numai de la porci crescuți în țară, că am fi vrut să folosim o carne de la porci crescuți în zonă, dar fiindcă legislația actuală nu ne permite să folosim carne de porc din zonă, trebuie să luăm numai carne atestată sanitar veterinar de la unități mari și așa mai departe. Lucru pe care nouă ne dă mult de furcă. O găsim mai scumpă carne, o găsim la distanțe mari, de exemplu, carnea din care s-a acești cârnați, o aducem din Moldova, de la Pascani. Să presupun că, de exemplu, un circuit mai ușor pentru dumneavoastră ar fi tocmai această simplificare a achiziționării cărnii, a materiei prime și dumneavoastră ulterior să aveți o tehnologie îmbunătățită și automat să vă produceți mult mai repede cârnații? Asta ar fi doleanțele noastre, să se găsească o modalitate să putem cumpăra porci din gospodărie populației, se putem sacrifica la fața locului și să facem produsul finit din acești porci. În zona noastră, în zona Busenilor, fiecare cetățean, în raport de starea lui materială, ține între 2 și 5, maximul 10 porci.
din care unul îl taie pentru el, unul l-ar vinde. La ora actuală el nu mai are, nu are unde să vândă porc. Merge că el în piață, vine înapoi și în anul următor nu mai ține porc. Asta înseamnă că i-am luat pâinea din mână la respectivul cetățean. Noi ar trebui să găsim o modalitate ca el să-l poată valorifica. Sigur, eu mi-aș putea desfășura un sistem de colectare a porcilor prin înțelegere cu producătorii și ar mai fi încă o chestie economică. Fiecare cetățean ar mai câștiga un ban din care să poată trăi mai departe. Spuneți-mi, cei din județul Alba, cei din Alba Iulia în special, în momentul în care ajung în magazinul La Băcănie, ce produse pot cumpăra de la ferma dumneavoastră Compil Moțul? În primul rând, cârnați, costiță afumată, mușchiuleț de porc afumat, ciolan, tobă, cartabos, produs în sistemul vechi. Adică așa cum știam noi acasă la bunici... Usturoiul bătut cu toca și totul făcut în sistemul ăla vechi. Aș vrea să vă întreb pentru dumneavoastră, de exemplu, cine vă ajută? Mi-ați spus că ați început această afacere la începutul anilor 2000. Sunteți singurul din familie care se ocupă de așa ceva? Nu, suntem toată familia, lucrăm acum. Lucrăm în domeniul ăsta și producem în jur la 8 tone lunar, între 6 și 8 tone în raport de cum se vinde. Vindem numai carne proaspătă, vindem produsele care le producem proaspete, afumate și pregătite, dar producția nu o putem mări pentru că timpul de a-l face finit durează. Poate costița, de exemplu, durează 15 zile, cârnațul 3 zile. Care este procedeul? Exact, asta vreau să vă întreb eu acum. Care este procedeul prin care trece materia primă, carnea pe care dumneavoastră o cumpărați și până ajunge pe mesele albaiulienilor? Trebuie să o ținem la saramură. Folosim sistemul cu saramură, nu cu injectare. Și apoi la desărare e un procedeu destul de greoi. Dar nu iese produsul bun dacă nu folosim procedeul ăsta. Aș vrea să vă întreb, dacă tot sunteți încadrat, să spunem, undeva la micii producători, subvenții din partea statului ați încercat vreodată să luați sau în momentul în care, probabil, să spunem, să vă măriți capacitatea, ați încercat să luați și câteva fonduri europene? Încercăm acum în iulie, parcă, să dă pentru... 212 parcă e o măsură, da? Să luăm să schimbăm utilajele, să fie mai moderne. Dar tehnologia de producție presupun, da? Da, pentru mașinile de tocat și de tras în maț. Restul nu poți să folosești alte mașini, că nu mai e produs tradițional. Aș vrea să vă întreb, în momentul în care s-a înființat asociația, beneficiul acestei asocieri, ați văzut-o doar prin simplu fapt că vă puteți desface marfa, că vă puteți vinde marfa, sau v-ați gândit și la alte lucruri, să spunem, discuții pe care le aveți cu alți producători? După ce am intrat în asociație, mi s-a mărit vânzările cu cel puțin 50%. Beneficiu major, să spunem. Beneficiu major a fost, pentru că am început să le promovăm, acum dăm la magazinele și la alte magazine din Alba, nu numai la Băcănie. Și... A fost un prim pas deschiderea spre Băcănie, după care lumea a observat, au fost cerute probabil și la alte magazine, da. Și atunci acei comercianți s-au gândit, hai să punem și noi pe rafturi aceste produse, presupun, nu? Da, da, și... Plus că, făcând promovarea asta, am avut clienți din București, vine și ia o cantitate mai mare prin comandă și, sigur, pentru firma noastră e foarte mult să
Este un lucru extraordinar, dar cum de-au auzit de dumneavoastră, ați fost probabil și la târguri în toată țara? Nu, am fost numai în târgurile din județul Alba, la târgurile organizate de Consiliul Județean. Și probabil turiștii v-au găsit la aceste târguri și v-au îndrăgit din start prin aceste produse extraordinare. Vă invit și pe dumneavoastră să savurați privindu-ne aceste produse minunate. O să revenim aici la Sântimbru după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit aici la Băcănie pentru a sta de vorbă cu un alt producător de produse tradiționale și ecologice, domnul Opincariu Ioan. Lucian, scuze, uite, o să vin cu un produs tradițional, probabil ceva din berbecuți. Spuneți-mi dumneavoastră, văd că aveți produsele dulci de data aceasta. Cu ce vă prezentați de fiecare dată la Băcănie sau la târgurile de produse tradiționale? Deci avem marca noastră de turtă dulce tradițională, am făcut o marcă Puiul Târgului, Dulcele Copilăriei și... După cum vă spune și tricou, de fapt. Exact. Păi chiar venisem de la un târg acum. Și toate produsele care le avem le facem acasă, eu cu soția, în mod tradițional, bineînțeles, la cuptor din cărămidă, cu leruri. Ingredientele principale sunt făină, miere, zahăr, mirodenii. Aici include scorțișoară, cuișoară și multe altele care dau gust turtei dulci și aduc aminte de o copilărie frumoasă. Da, cam de fiecare dată când am gustat din produsele dumneavoastră, nu se putea să nu-mi amintesc de acele duminici în care mi-așteptam părinții să vină de la târg, da, și să-mi aducă o turtă. O turtă care a rămas cu același gust bun, dulce, deosebit și în același timp și sănătos. Da, avem pentru decor, folosim coloranți alimentari naturali, sfeclă, roșu, galben, morcovi și atât doar... Bineînțeles că dulcele, care zice, e un dulce mult mai sănătos ca alte dulciuri. Că asta au rămas dulcele copilăriei. Deci toată lumea știe și aduce aminte când îi aducea părinții, bunicii, câte o turtă dulce, erau bucuroși. Spuneți-mi, în momentul în care o să trecem pragul magazinului la Băcănie, turtă dulce, în câte sortimente și în câte forme o găsim noi? Într-o multitudine de forme, pentru că asta e specificul, de fapt, turtei dulci. Și asta poți să faci cu turta dulce, să-i dai o multitudine de forme, să o decorezi, să o faci cât mai frumoasă. Că, de fapt, e un binar între dulcele frumos și dulcele gustos. De cât timp vă ocupați de producerea acestor dulciuri? Noi mai exact de vreo aproape 20 de ani, părinții noștri încă vreo 30 și, deci eu zic că s-ar încadra într-un produs tradițional destul de renumit. Deci are peste 50 de ani, cel puțin la noi în județ. Participați la fiecare târg organizat, bineînțeles, foarte multe le-am văzut de către Consiliul Județean Alba, dar acum cu participarea acestei asociații de producători tradiționali și ecologici? Da, da, participăm la aproape fiecare târg, plus că marfa Puiul Târgului o regăsim și la magazinul asociației la Băcănie și sper ca pe viitor... Toată lumea la un... Că de fapt ăsta e specificul Puiul Târgului. Târgul. Noi în târg o vindem cel mai bine. Bineînțeles că și în magazin o găsește, că doar e tradițional, e la Băcănie. E ca un târg, de fapt, acolo. Așa era și înainte. Vă mulțumim pentru acest dulce sănătos pe care ni-l oferiți în fiecare zi, dulce și frumos, după cum spuneați și dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, vreau să trec mai departe la acei parteneri care s-au alăturat proiectului de promovare a unei vieți sănătoase printr-o hrană sănătoasă și acum stăm de vorbă cu domnul Radu Moldovan. Dumneavoastră știu că aveți o fermă, Ferma Moldovan. Bună ziua! Bună ziua! Da, este o fermă de vaci, de lapte, la Bucerdea Grinoasă. Acolo creștem vaci din 90, după Revoluție, împreună cu familia. Și de anul acesta am ieșit și pe piață cu produse. Până acum produsele le făceam mai mult pentru noi, pentru autoconsum, pentru consumul familiei,
doar produse sănătoase, suntem învățați cu așa ceva și nu putem să luăm din magazine. Și de anul acesta, de când am deschis magazinul împreună cu Asociația de Produse Tradiționale, desfacem o parte din producție prin acest magazin. La Băcânie. Neastră mi-a spus la un moment dat că, fiind un crescător de bovine, v-ați gândit și la o asociere și ați înființat această asociație a crescătorilor de bovine. Deci, asociația este înființată din anul 2002. În 2007 a început să funcționeze mai intens. Da? Deci în 2007 am venit și am început să organizăm și alte activități pe lângă cele de protecția, cele specifice unui ONG de profil, în cazul nostru vacile, bovinele, prin care aveam doar mai mult atribuții de, știu eu, de informare, de promovare, mai puțin de relații cu ministerul și cu alte instituții. Acum, din 2007, am început și activități comerciale prin această asociație. Numărul membrilor a crescut foarte mult. În momentul de față avem 943 de membri, un efectiv total de 34.000 de capete de bovine în asociație. Avem toate dimensiunile de ferme, de la 2-3 capete până la 1.000 de capete. Sunt și ferme mari care sunt înscrise la noi în asociație. Noi, prin acest magazin și prin ideea aceasta, vrem să promovăm crescătorii mici, care au fost destul de mult neglijați și nu numai neglijați, într-un fel, nu știu, împiedicați să se dezvolte și să... De ce spuneți aceste lucruri? Sunt condiții pe care trebuie să le îndeplinească și un crescător de bovine, să spunem, nu le poate îndeplini în momentul în care are o fermă acasă? Nu se pot îndeplini. Deci ca să devii persoană juridică cu o gospodărie, chiar și de câteva capete de vaci și porci și ce mai ai în gospodărie, automat nu poți să îndeplinești condițiile de la mediu, de la sănătate publică și DSV-ul acum ai... în regulă. Cam cum ar trebui simplificate ele sau ce ar trebui să facă să vină în avantajul acestor producători de mică talie? Deci, în primul rând, desfacerea producției. La crescătorii de vaci, de lapte în special, a fost o piedică foarte mare în momentul când laptele produs de ei nu s-a mai colectat de către procesatorii mari. Deci vorbesc aici de procesatori de la noi din județ sau din alte județe. Deci nu mai, la un moment dat li s-a interzis să mai colecteze lapte de la țărani. Da, condiția aici era foarte strictă, trebuiau să se facă acea colectare prin aparate speciale și depozitarea lui, nu probabil. Era vorba despre colectare și depozitare, că punctele de colectare lapte au existat până de 2 ani de zile, cam așa. Însă care a fost impedimentul? Impedimentul nu știu, deci procesatorii pur și simplu au renunțat la colectarea, fiind lapte mult mai ieftin din Ungaria, cantități din Ungaria, Polonia, Bulgaria și din alte țări, mult mai ieftin și în cantități care le convenea lor, mergeau cu tirul și îl umpleau dintr-o fermă sau dintr-o unitate, știu eu, de colectare de acolo. Era mult mai simplu decât să meargă pe fiecare sat și să adune câte 1.000-2.000 de litri din fiecare localitate de la noi, din țară. Soluția ar fi ca și acești mici producători de la noi din țară să-și desface producția. Bine, din efectivele oricum au scăzut foarte mult în ultimii ani, dar cei care mai produc în ziua de azi, ar fi bine să-și poată desface producția, să-și asigure traiul zilnic, cel puțin, dacă nu, oricum nu o să se îmbogățească din 2, 3, 5 capete de vaci. O să-și asigure ei un trai decent pentru ei, pentru familie, și mai departe, fără a deranja pe nimeni. Vorbeam acum despre acele bovine crescute pentru lapte, dar vă întrebam mai devreme... Avem și vaci de carne în asociație, le-am promovat din 2007, de când sunt la asociație, am promovat și am reușit să implementăm în județ, în mare parte, undeva la 30% din efectivul care se însămânțează din județ, care folosesc însămânțări artificiale la bovine, este bovina de carne. Numai și aici partea tristă este că toți acești viței merg la export,
nici de cum nu stau să se îngrașe aici în România și să mâncăm noi o carne sănătoasă mai târziu. Noi am rămas tot cu reforma, în primul rând, deci toți știm. Teoretic, că... știm, dar practic probabil nu se pune deci, valoare. Practic se mănâncă la noi în țară reformă sau carne adusă de dincolo, congelată, din Brazilia, Argentina și din alte țări care au surplusuri și... Care ar fi produsele pe care Alba Iulienii le pot găsi la Băcănie din ceea ce mi-ați povestit dumneavoastră acum de la crescătorii de bovine? De la crescătorii de bovine avem un număr de 6 fermieri, mici gospodării, mai bine zis. Sunt produse de casă, găsim telemea, caș, cașcaval, chefir, unt. Sunt toate produse tradiționale produse și ecologice? Nu, sunt produse făcute în casă, cu rețete tradiționale, automat, deci dacă nu ai o tehnologie, știu eu, gen fabrică de lapte sau așa mai departe, nu poți să folosești acei amelioratori și acele substanțe care... Deci sunt produse care se fac doar din produsul de bază, din lapte și nu din altceva. De aici și probabil și costurile la aceste produse sunt un pic mai mari decât în hipermarketuri, unde găsim multe produse doar ambalate în România, produse în Uniunea Europeană și ambalate în România. De foarte multe ori nu conțin niciun gram de lapte. S-a dovedit și asta, da? Deci aici puteți fi siguri că 100% este lapte. Deci nu avem... Nu, noi nu producem altceva în afară de lapte. Vacile noastre nu produc. Suntem acum în plină vară. Vreau să trec un pic și la partea aceasta de sănătate, care ar fi condițiile în care ar trebui procesate și ținute aceste produse. Aceste condiții sunt verificate periodic de Direcția Sanitar Veterinară, de Autoritatea în domeniu, care verifică modul de producție și de păstrare acestor produse. Deci toți acești producători care desfac la noi în magazin au acest certificat, această atestare de la Direcția Sanitar Veterinară, unde ei pe linie de medici zonali merg în gospodărie și verifică condițiile în care se produc aceste produse și cum sunt păstrate ulterior. Deci trebuie să aibă condițiile minime de apă curentă, canalizare, suprafețe ușor lavabilă, egresie, faianță, apă curentă, un spațiu unde să se poată păstra producția, un spațiu frigorific. Așadar, chiar dacă deci sunt produse în gospodărie, suntem siguri de ceea ce cumpărăm. Deci sunt verificate de Direcția Sanitar Veterinară. Acum ne-au și ajutat în ultimul timp cu aceste lucruri. Se vede o deschidere a lor către micii producători. Da, către micii producători și asta ne bucură. Și vrem ca în cel mai scurt timp cât mai mulți producători din cei 940 de membri să-și poată desface produsele prin acest magazin sau printr-un lanț de magazine, dacă ne gândim în perspectivă. Pentru că sunt produse excepționale din zone de munte, gen Gagului, Valea Sebeșului, unde este o piață foarte propice pentru bișnițarii care duc la București telemeaua. Deci vin cu camioanele, o încarcă de la țărani și o duce în București sau în alte locații unde o vând mai departe. E păcat, sunt niște prețuri derizorii care se dau pe ele. Oamenii, neavând ce face cu producția, le convine și așa. Noi vrem să-i ajutăm pe această cale să obțină un venit care să le asigure traiul. Aș vrea să continui discuția cu dumneavoastră gândindu-mă și la acele exemple de bună practică pe care le puteți primi chiar de la producătorii din toată Europa. Ați organizat, să spunem, astfel de întâlniri unde să discutați, să vedeți care ar fi șansele dumneavoastră de extindere, de expunere a acestor produse sau chiar de o mai bună procesare, să spunem, a lor. Deci suntem în colaborare și cu Asociația Slow Food Europa, care este o organizație internațională, având și pe Europa filiale. Aici iarăși se dezvoltă un stil de viață sănătos, o alimentație sănătoasă. Avem cu acel fast food, slow food, o mâncare food gătită, tradițional, pas cu pas. Exact, și cu
bine, și să respectăm mediul, să ne zice să respectăm mediul, să facem o agricultură durabilă, fără exploatare intensivă a terenurilor, a animalelor și așa mai departe. Automat ce le exploatez mai tare și produsele scad din valoare și din... Se modifică oarecum, da, să spunem, da, chiar și genetic și da, nu mai au calitatea... Nu mai au calitatea produselor care le știm noi. Vă mulțumesc, produsele dumneavoastră văd că într-adevăr sunt ecologice, le-am gustat, le-am testat. Aș vrea să trec în continuare alături de domnul Călin Mătieș pentru a regăsi și celelalte produse tradiționale și ecologice din magazinul La Băcănie. Am gustat așadar din pâine, mezeluri, produse lactate. Acum văd că suntem în fața unor produse la fel de dulci, sănătoase. Spuneți-mi dumneavoastră ce mai putem cumpăra de la Băcănie? Mai putem cumpăra de la Băcănie miere ecologică și derivatele din miere de la Stupina Biriș sau de la Pidava, care sunt membri asociației. Ei au mai multe feluri de miere, au miere de tei, miere de salcâm, miere de polifloră. La fel mai au lăptișor de matcă și tot ce poate ce produce albina. Pe lângă aceste produse de albina, noi mai avem și produse din țară, vestitele produse de la Saschis, care acum mai făceau reclamă cu Prințul Charles. De exemplu, acesta este siropul din floare de soc cu lămâie, chiar care era în mână la Prințul Charles. Așa, mai avem magiunul de topoloveni. Vestitul magiun de topoloveni, care a devenit un adevărat brand al României. Brand de țară, da. Este, din păcate, la nivel european, este singurul produs care reprezintă România ca produs tradițional. La fel mai avem de la ferma Țopa, gem de coarne sau aici tot de la Saschiz avem sirop din muguri de brad cu lămâie. Avem la fel de la Brașov, avem sirop de trandafiri. O perioadă numai bună în producerea acestui sirop acum vara, presupun, nu? Da, cu un pic de apă minerală și cu un pic de gheață. Avem de la Bio Farmland, avem muștar, un muștar deosebit. Credeți-mă, dacă vă uitați pe borcanul de muștar care îl avem acasă, o să vedeți câte euro are. Deci extraordinar de mult. Lumea neglijează chestia asta. În schimb, acesta este un muștar. Are un gust diferit. Aroma e extraordinară. Muștar clasic sau muștar la fel cu usturoi, cu salvie. Tot de la topoloveni avem dulceață cu migdale dulci. Și la fel aici avem dulceață de trandafiri. Tot din județul Brașov. Mai avem din județul Arad, avem paste bio, făcute din grâu spelta. Avem făină albă bio, avem foarte multe produse bio în magazin, care pot, deci cred că acoperim toată gama. Plus mai avem pălincă de Maramureș, vinuri ecologice de la Constanța. Deci am încercat în magazinul La Băcănie să acoperim toată gama de produse ce sunt necesare unei familii. Deci și produse dulci, și produse sărate, și paste, făină, zahăr, avem zahăr, sare bio, absolut tot. Deci lumea, și e singurul magazin din orașul nostru, chiar din județ. Și vreau să vă spun că este, ca și organizare, singurul de acest gen din țară. Am primit, chiar era discuția să facem de o franciză, că am consiliat un magazin din Reșița, am consiliat un magazin din Cluj să se deschidă, am consiliat un magazin din Baia Mare să se deschidă. Săptămâna viitoare ne-a anunțat că vine din București un magazin să deschidă. Și să-i arătăm, să-i explicăm cum merge. Eu cred că și inclusiv membrii noștri asociației sunt foarte mulțumiți pentru că au unde să desfacă. La fel aici, să nu uit, avem lapte de capră, lapte proaspăt de capră, și
toate produsele, trebuie să înțeleagă consumatorul, sunt păstrate în condiții de igienă maximă. Deci nu vindem la piață sau oriunde s-a mult sau nu în condiții de igienă, s-a păstrat în condiții de igienă. Deci acest lapte este, în momentul după ce s-a mult, este un lapte proaspăt, nefiert, după ce s-a mult, se face imediat un șoc de temperatură, pentru ca să dispară toate bacteriile care, în schimb, ceilalți din piață, care vând în piață sau nu știu ce, nu mai fac acest șoc de temperatură. La fel avem iaurt de capră, de la ferma Cozac, de la Hăpria, de la familia Filipescu. Și laptele este tot de la ei. Și iaurtul de vacă, dar nu l-am adus, iaurtul de vacă. Sunt foarte multe produse tradiționale, după cum spuneam, ecologice, cele pe care le regăsim la Băcănie, după cum i-a spus, nu sunt doar din județul Alba. Văd că v-ați extins, sunt produse aduse și din afara județului. V-ați gândit oarecum să alegeți un singur produs sau chiar mai multe, din care să faceți un brand, dacă tot am vorbit de topoloveni, și să fie un brand al județului, să spunem, ceva care să ne reprezinte cu adevărat și cu care să ne putem duce la târguri naționale și chiar internaționale? Din cele atestate, din rețetele pe care le știți dumneavoastră că sunt la nivelul județului Alba, atestate și foarte, foarte vechi. Mulțumesc de întrebare. Noi chiar am încercat să facem, săptămâna trecută am fost la Ministerul Agriculturii, pentru că nu putem în momentul de față, nu există nicio organizație atestată în momentul de față de Ministerul Agriculturii care să poată să ateste la nivel european. Încă nu s-au terminat toate procedurile. A fost una în momentul în care au autorizat cei de la Topoloveni, după aia s-a retras acreditarea și acum este în lucru acreditarea unei societăți care poate să, unei organizații care poate să ateste la nivel european produsele tradiționale. Încercăm și așteptăm să-și facă treaba Ministerul Agriculturii ca să atestăm și noi parte din produsele noastre la nivel european, pentru că considerăm că produsele noastre sunt foarte bune. Credeți-mă, avem consumatori din străini care vin și eu aici la pensiune folosesc produse din asociație, produse tradiționale și ecologice, și sunt foarte încântați și au acasă cu ei. După, vreau să-mi trebuie și mie 3 kg de cârnați, nu poți să-mi dai. Ba da, îmi trebuie un litru de țuică să duc, e extraordinară, îmi trebuie, nu pot să cumpăr pâine sau... Deci oamenii chiar își doresc produsele acestea și... Ce presupune atestarea unui produs? Pentru a le explica și celor care ne urmăresc, pur și simplu mergem numai și spunem asta este rețeta, gata, eu o produc în mod tradițional, nu se face o supraveghere, să spunem, a producătorilor timp de o lună, două, trei, poate chiar un an, să spun. Deci primii pași trebuie găsită tradiționalitatea produsului. Deci și prin dovezi istorice. Deci cel puțin 50 de ani trebuie produsul respectiv să fie fostă produsă sau înainte cu 50 de ani. Deci să aibă un termen de 50 de ani de când produsul s-a făcut. Prima dată, după care se face un caiet de sarcini. Caietul de sarcini care cuprinde toate datele produsului. De la procesul tehnologic, materia primă de unde provine, scurt istoric a produsului, inclusiv analizele produsului, ca să poată să facă diferența față de alte produse. Deci, să nu aibă aditiv, să nu... Nu neapărat asta. Deci se caută să vadă particularitățile produsului. Deci de la porozitate, la concentrația de lapte, în funcție de fiecare produs are particularități. Pentru că vedeți, brânză de Sibiu găsim în București câtă vrem. Și Sibiu produce poate 10%, dar toată lumea vinde brânză de Sibiu. E în momentul în care i-au atestat ca produs tradițional zona respectivă poate să zică, da, particularitățile noastre are atât organoleptic, fizico-chimic, ăsta sunt proprietățile. Pe în momentul în care el face, își dă seama automat că nu provine de acolo. Deci, după care se depune caietul ăsta de sarcini, după ce este făcut, se depune la Ministerul Agriculturii. Ministerul Agriculturii îi dă atestarea produsului, după care DSV-ul urmărește o perioadă bună respectarea produselor tradiționale. Ei avem tot timpul în fiecare săptămână, în fiecare lună se duc la analize produse, avem un contract cu DSV-ul ca să respectăm
produsul, efectiv, compoziția produsului, ducem în fiecare... Rețeta, ca atare. Da, rețeta. Ducem în fiecare la lună la analiză produse, avem contract cu DSV-ul, la fel ei întreprind controle, nu neapărat, dar și noi chiar ne dorim și chiar am găsit sprijin de la DSV-ul pentru ajutorul, pentru că sunt foarte mulți, nu știu cum să vă spun eu, care scriu pe toate geamurile produse tradiționale. Așa zici falși producători. Da, falși producători scriu peste tot produse tradiționale, n-au nicio treabă cu produsul tradițional, la fel folosesc tot felul de aditivi, îl cumpără de nu știu unde, de la mari producători și pune o etichetă și îl vinde de două ori mai scump. Nu-i normal, nu-i normal. Aș vrea să amintim, pentru că domnul n-a putut sosi astăzi aici, în mini-platoul nostru la Băcănie, de cașcavalul de la Cergău și cașlomanul. Dacă mi-ați putea spune, da, două produse lactate extraordinare, de când sunt în asociație și cam care este producția lor, să spunem, lunară, dacă o știți dumneavoastră? Da, avem în asociație, nu se pot enumera pe toți, dar cașcavalul de Cergău și la fel cașul de Loman fac cinste asociației noastre. Chiar ne-am bucurat pentru că ei deja aveau deja un brand creat, cașul de Loman avea deja un brand creat și ne-am bucurat că a venit alături de noi. La fel cașcavalul de Cergău acum mai nou începe să-și creeze un brand cu smântâna de Cergău, deci... Ca să vă spun o mică paranteză, la o negociere cu, că v-am spus că iau din asociație produse la hotel, spun, mă, fă-mi te rog frumos și tu 18 lei kilogramul de cașcaval, pentru că atâta le iau de la alți furnizori. Și el îmi spune, zice, mă, dacă folosesc 12 litri de lapte, ori 2 lei, litri de lapte, nu mai punem 3, ori 2 lei, zice, iasă 24. Deci fără să mai pun munca mea, fără să mai pun nimica, 24 de lei, zice, n-am cum, dacă nu bag... Să-l umfle, dacă nu bag apă, dacă nu bag nimic în el, n-am cum să ți-l dau la 18 lei și trebuie înțeleasă lucrul ăsta. Trebuie înțeles în momentul în care folosești numai, la fel la unt, spunea la o expoziție, la o prezentare de produse, spunea o doamnă respectabilă din oraș, vai, dar zice, ăsta chiar are gust de unt. Păi da, zice, din ce ai făcut? Doamna respectivă, păi zic, din lapte, din ce să fie făcut? Deci e un gust diferit, chiar aș ruga și la magazinul nostru există și de degustat, să guste, să vadă că a uitat efectiv gustul laptelui. Cumpărat lapte numai la conservă, are un alt gust decât laptele proaspăt. La fel și brânza, la fel și iaurtul. E cu totul altceva. Am uitat gusturile astea, dacă nu... Cumpărăm tot de la hipermarket și cu asta am încheiat. Nu-i normal. Nu este normal, pentru că investiția noastră în principal ar trebui să fie în sănătatea noastră, sănătate pe care astăzi am încercat să vă aducem prin produse tradiționale și ecologice. Emisiunea Alba cu Bune și Rele se încheie, dragii mei, aici. Vă invit și săptămâna viitoare să fiți alături de noi. La revedere! La revedere!